Bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre ceva destul de important în viața noastră, pentru că are de-a face cu imaginea noastră. Și anume vom vorbi despre cum reactivăm, cum resuscităm, cum trezim colagenul. Mai întâi voi puncta câteva noțiuni introductive despre colagen. Mă voi referi la tipurile de colagen pe care mare parte le cunoașteți și voi. Și în final voi propune câteva modalități, câteva căi pe care le avem la dispoziție să menținem producția de colagen în corp și, evident, mă voi referi și la celebra supă de oase, atât de mediatizată în ultimul timp, denumită chiar lichidul de aur. Colagenul în limba greacă înseamnă generare de lipici. Deci, dacă nu mai ai suficient lipici în corp, totul cade. Colagenul este o proteină fibroasă, insolubilă și se găsește în cea mai mare cantitate în corpul nostru. Este ca un fel de, ca o plasă, ca o rețea pentru piele, oase, tendoane și toate țesuturile care conectează părți în corp. Când spunem colagen, ar trebui să ne gândim la colagen ca la diferite tipuri de lipici. Colagenul este creat de niște celule numite fibroblaste, și aceste celule secretă colagenul, lipiciul, care ne lipește corpul și care creează matricea care determină proprietățile fizice ale țesutului. Pielea deține cel mai mare număr de aceste celule fibroblaste. Fibroblastele osoase sau fibroblastele pentru vasele de sânge eliberează diferite tipuri de lipici, evident. Tendoanele, ligamentele, cartilajul au propriile lor matrici unice. Deci, gradul de mineralizare variază în funcție de tipul de țesut. Colagenul rigid, de pildă, devine os, iar colagenul flexibil este cum ar fi țesutul unui tendon. Cartilajul urechii sau al nasului este o variație, un gradient între aceste două extreme, între colagenul rigid și flexibil. Fibroblastele sănătoase se văd cel mai bine atunci când ne comparăm fața, pielea, corpul cu un om tânăr. Practic, un om tânăr are un lipici mult mai strâns. Pe măsură ce îmbătrânim, aceste fibroblaste își încetinesc producția de colagen și acest lucru, în mod trist, se termină la 30 de ani. Deci, după 30 de ani, nu mai produce în mod natural colagen. Intră așa într-un declin. Celulele îmbătrânite devin inactive și cu timpul și dispar. Fără colagen care să susțină pielea, pielea pur și simplu se ridează, se încresește. Fibroblastele dormitente se numesc fibrocite, care sunt de fapt o formă inactivă a fibroblastelor. Aceste două tipuri, fibroblaste și fibrocite, sunt ca două stări, două etape ale aceleiași celule. O celulă fibroblastă are o durată de câteva luni, iar o celulă fibrocită trăiește puțin mai mult, dar într-o stare de hibernare și așteaptă furnizarea de colagen să fie, să spunem, reactivată. A avea celule de colagen sănătoase înseamnă, într-un fel, mult mai mult decât a avea o piele cu aspect tânăr. Suficient colagen în corp înseamnă pur și simplu să eviți crăparea oaselor.
să ai articulații mult mai bune, să ai o vedere mai clară. Deci, colagenul este sursa funcțiilor active din corp, de la cel mai mic țesut, de la timpan până la fibrele musculare. Când vorbim de tipurile de colagen, ar trebui să facem această diferențiere între colagenul endogen din interiorul nostru și colagenul exogen pe care îl producem în laboratoare și îl cumpărăm îl consumăm, să ne reactivăm colagenul endogen. În corp avem cel puțin 30 de tipuri de colagen, dar cele mai importante și cele mai comune sunt cam 4-5 tipuri, aceste tipuri pe care le vedeți în această imagine. 90% din corpul nostru este colagen de tip 1, în care intră pielea, sistemul vascular, tendoane, dinți, organe. Apoi tipul 2, în mod deosebit zona articulațiilor, cartilajele. Tipul 3 se referă la țesutul reticular sau reticulina, care înseamnă rețeaua de fibre dintre celule, la vasele de sânge, la țesutul din jurul ficatului, limfă, măduva spinării. Și, cum vedeți, tipul 4 și tipul 5. Dar când vorbim de colagen, nu ne preocupă nici pe departe colagenul din intestine, din tractul respirator, colagenul din oase. Când spunem colagen, corelația este făcută automat cu pielea, și cred că în mod deosebit cu fața. Deci, întrebarea care ne preocupă este cum trezim acest colagen. Există secrete pentru pielea cu un aspect mai tânăr. Pot să spun că ar exista niște secrete, dar nu mai sunt secrete. Sunt pur și simplu lucruri practicate și fiecare corp reacționează într-un mod sau altul, dar ceva rezultate există. Pentru că astea indică și cercetările, și de multe ori le poți vedea și cu ochiul liber. Mă refer la această listă scurtă, pentru că sunt multe alte modalități de resuscitare, de reactivare a colagenului, dar eu m-am gândit să le grupez în aceste trei căi, și anume m-am gândit, deci, colagenul hidrolizat, regimul ketogenic și supa de oase, însă acesta nu este un clasament, nu am pus locul 1, locul 2. Supa de oase poate fi mult mai importantă pentru unii dintre voi, pentru alții colagenul hidrolizat, dar voi începe să prezint câteva detalii la fiecare, și anume voi începe cu ce cred eu că este mai important pe această listă din experiența mea personală, și anume cu stilul de viață ketogenic. De ce este important stilul ketogenic în reactivarea colagenului? Pentru că, în primul rând, acest stil de viață se bazează pe o schimbare chimică care are în centrul ei eliminarea inflamației. Acesta este așa ca un motto. Indiferent de vârstă, starea de chetoză, atâta timp cât ai intrat în chetoză, împiedică erupția pielii, împiedică apariția diverselor iritații, eczeme, tocmai datorită scăderii inflamației din corpul tău. Acest lucru se întâmplă pentru că la rădăcina unei probleme de piele, mai ales când vorbim de acnee, de roșață, de fel de iritații, deci la rădăcina unei probleme de piele este o celulă care trăiește în inflamație. Iar stilul de viață ketogenic, bazat pe 80% grăsimi, fără zahăr, fără carbohidrați, stilul keto antiinflamator,
susține membranele celulare. Fără suficientă grăsime sănătoasă, aceste membrane celulare nu pot forma pielea dorită. Ce mănânci, când mănânci, cum mănânci, aș putea spune că este mult mai important decât orice cremă. Aportul constant de cetone, odată ce ești în chetoză, se va vedea acest aport pe pielea ta, pe fața ta, din prima lună de stil keto. Celulele pielii care se ridează prematur, și acesta este cuvântul cheie, prematur, pentru că toți ne ridăm, toți pierdem colagen după 30 de ani, totul cade în timp, dar celulele pielii care se ridează prematur și nu se lipesc bine sunt făcute din celule defecte provenite din inflamație. Iar cuvântul cheie este prematur și inflamație. Pe măsură ce îmbătrânim, celulele defecte ale pielii se înmulțesc masiv, își măresc foarte mult numărul, iar celulele defecte, la rândul lor, fac copii defecte. Prea mult zahăr sau prea mulți carbohidrați în alimentația ta vor scădea nivelul de colagen din organism. Și de aceea, stilul ketogenic, fără zahăr, fără carbohidrați, este atât de eficient, cel puțin în relație cu pielea, cu colagenul, cel puțin. Excesul de zahăr neconsumat în corp, se lipește, se atașează de niște proteine de la nivelul pielii și se produce așa numitul proces de glicare. Glicarea, la rândul ei, crește cu cât glicemia va crește în corp. Acest proces de glicare produce niște enzime care slăbesc, care omoară legăturile de colagen și elastină, și pielea devine astfel flască, lăsată, îmbătrânită. Există o exprimare, o formulare, carb face versus keto face. Este un mare adevăr în această formulare, deși este o chestiune, așa să spun, mai mult de socializare, de marketing. Într-adevăr, în momentul în care ești dedicat și intrat în acest stil de viață ketogenic, este să spun, transformare revoluționară, nu numai internă, dar și la nivelul pielei. Și anume, această transformare de la arderea de glucoză la arderea de grăsime, care se vede de la trecerea de la carb phase la keto phase. Deci alimentația bazată pe carbohidrați la alimentația bazată pe grăsimi. Știm foarte bine că colagenul este foarte important pentru păr. De ce? Pentru că umple niște spații din jurul foliculilor, firelor de păr. Și când nu ai suficient colagen, aceste spații rămân libere, rămân goale, nu ajung la folicul și părul devine casant, devine subțire, fragil. O metodă de a întreține și a contribui, să spun, la activarea colagenului atât cât mai este și care trebuie chiar trebuie aprovizionat, este să consumi legume crucifere, cum am mai spus, am mai vorbit despre legumele bogate în sulf. De ce este important sulful? Pentru că sulful contribuie și ajută la sintetizarea colagenului. Și legumele bogate în sulf și cruciferele stimulează producția de colagen. Și în final, este foarte importantă această combinație între stilul ketogenic și postul intermitent, pentru că prin
această combinație vei activa autofagia și acest lucru va duce la o piele mult întinerită și la o cantitate mai mare de colagen în corp. Pe viitor voi dedica o prezentare specială care chiar așa se va numi Autofagia și pielea. O altă cale pentru trezirea colagenului sunt aceste produse de pe piață, și anume colagenul hidrolizat, particulele hidrolizate, micronizate de colagen, deci colagenul exogen. Studiile o dovedesc că funcționează acest stil. Mă refer la colagenul de vacă, de pui, de pește, adus la forma de peptide de colagen. Aceste peptide sunt niște aminoacizi, sunt elementele de bază ale proteinelor pielii, adică colagen și elastină. Dar mare atenție când cumpărăm aceste produse. Am pus aici în imagine câteva branduri pe care le-am folosit și garantez pentru ele. Trebuie să scrie pe etichetă că provin din vacă păscută și sunt anumite mărci, cum este aceasta, de pildă, unde nu scrie nicăieri că ar proveni din vacă păscută. Odată înghițite aceste microparticole de colagen hidrolizat, se vor putea măsura în fluxul sanguin într-o oră. De ce este așa de... este considerat eficient acest colagen hidrolizat? Pentru că pur și simplu declanșează acțiunea fibroblastelor și trezesc fibrocitele din hibernare. Cel mai bun mod de consum este să începi cu o doză și poți mări până la două doze pe zi în cafea, în ceai, în supa de oase sau în orice lichid preferi. Dar ce ar mai trebui să știm în legătură cu acest colagen hidrolizat, și este foarte important acest aspect, și anume că ai nevoie de vitamina C pentru metabolismul colagenului și ai nevoie și de o digestie bună. Deci, ridurile se refac sau lucrezi la riduri mai mult din interior decât din exterior, și dacă te concentrezi mai mult pe digestie și pe un aportul de vitamina A, vei avea mult mai multe rezultate. Pentru că știm foarte bine că există creme cu molecule de colagen, dar studiile indică că aceste molecule sunt prea mari pentru a putea fi absorbite de piele. Deci, în mod deosebit, se recomandă să mănânci produse, să mănânci alimente bogate în vitamina A. Retinolul, care este un precursor al vitaminei A, este un nutrient cheie care ajută foarte mult pielea și ajută mult și vederea. Și atunci ar trebui să mănânci gălbenuș de ou de țară și să mănânci unt și neapărat ficat de cod. Ficatul de cod nu trebuie să lipsească, măcar o dată pe săptămână. De asemenea, ai și varianta de vitamina A din plante, care vine sub forma de carotenoizi și care este este o provitamină A și o găsim în varză, în spanac, în pătrunjel. Dar ca să absorbi vitamina A, trebuie să fii atent foarte mult să menții insulina la un nivel normal, pentru că insulina excesivă prezentă în corp și rezistența la insulină vor bloca absorpția vitaminei A. De asemenea, este important să ai o bilă funcțională și să administrezi săruri biliare dacă bila ta nu funcționează bine, tocmai pentru a permite absorpția vitaminelor liposolubile. Am pus aici în această imagine tabelul acesta, care este profilul de aminoacizi pe care îl găsim în toate
aproape în toate produsele de hidrogen, pardon, colagen hidrolizat. Și cantitățile diferă de la un brand la altul, dar este important de urmărit să conțină acest profil de aminoacizi. Cele cu cruciuliță sunt aminoacizi esențiale, adică nu sunt produși în corpul nostru. În corpul nostru se află aminoacizii neesențiali. În ultima modalitate, celebra supă de oase, care ar fi un lichid magic de resuscitare a colagenului, numită chiar și supa pe steroizi, mâncarea autentică, real food, bulionul de oase, în orice caz, fiertura noastră clasică, totuși se vorbește în ultimii ani foarte mult de această supă de oase, de parcă am fi descoperit-o ieri. Noi cred că venim dintr-o cultură în care supa și borșul sunt la ordinea zilei și cred că toți am crescut cu supe și cu piftii sau răcituri, depinde fiecare din ce zonă provine și nu cred că este o mare noutate această supă de oase, abundă rețelele de rețete de supă de oase, dar de fapt nu cred că este vreo mare secret. Eu am pus în această imagine ce legume adaug la supa mea de oase. Pun și ghimbir și turmeric și multe alte legume, le vedeți aici. Ce este important legat de această supă de oase, să trecem puțin la chimie, și anume conține foarte multă glicină, pe care o găsiți și în tabelul de aminoacizi prezentat. Ce înseamnă, ce beneficii are această glicină? Te poate ajuta, în primul rând, să ai un somn mult mai bun, să menții glicemia într-un nivel normal, să întărească rețeaua de neurotransmițători. Supa de oase ajută foarte mult la sănătatea abdomenului. Te ajută mult și la articulații, pentru că reduce inflamația. Ajută mult și la reducerea stresului și a cortizolului. Este formidabilă și foarte recomandată în regimul ketogenic, pentru că supa de oase nu conține carbohidrați. A mea personală conține ceva carbohidrați, pentru că am adăugat multe legume, dar nu prea mulți carbohidrați. Dar faptul că supa de oase clasică nu conține carbohidrați, te ajută să ții postul intermitent pe o perioadă mult mai lungă de timp. Deci poți să ai astfel de gustări, să le numim de supă de oase. Deci, pentru mine personal, supa de oase este ca un medicament. Dacă decizi să începi să consumi acest colagen hidrolizat și, evident, să mănânci săptămânal o supă de oase și dacă faci te preocupă și acest stil ketogenic, atunci aș recomanda să faceți o fotografie la început, o poză de aproape și să o comparați cu o poză făcută peste 3-6 luni și vă asigur că veți avea o surpriză plăcută. Mulțumesc, la revedere!